Vă prezint o listă cu calitățile apreciate de către cei din jurul nostru. Citiți-le, discutați despre aceste calități, explicați-le cu ajutorul dicționarului sau cu ajutorul învățătorului. Realizați apoi un clasament cu primele trei calități pe care le apreciați la persoanele din jurul vostru. Opriți filmulețul și discutați. Acum este momentul să vedem și o listă cu trăsături la care mai avem de lucrat, trăsături mai puțin plăcute și agreate de către cei din jurul nostru. Discutați despre aceste trăsături și despre modul în care ele pot fi corectate. Puteți opri filmulețul. După atâtea discuții, este momentul și pentru un exercițiu de creativitate. El se numește blazonul personal. Luați o foaie albă și realizați un desen asemănător și completați respectând indicațiile scrise. 1. Nume sau poreclă. 2. Un desen cu activitatea preferată. 3. Un desen cu personajul care ai dori să fii. Și la 4 scrie un cuvânt care te descrie cel mai bine. Puteți opri acest video pentru a rezolva exercițiul și apoi pentru a vă prezenta în fața colegilor blazonul personal. Ce ați zice să vă jucați un joc de mimă? El se numește La oglindă. Conducătorul de joc va spune diverse enunțuri, iar elevii care se vor regăsi în descriere vor mima că se uită în oglindă. Iată câteva exemple de cerințe. Se uită în oglindă cei care au ochi albaștri. Se uită în oglindă cei care merg la curs de dans. Se uită în oglindă cei născuți vara. Puteți opri filmulețul și să vă jucați! Uită-te cu atenție în oglindă, descoperă cine ești, fii sincer cu tine. Pe curând!